Vreau să începem cu ușurel. O să vă facem poftă de mare și de soare, pentru că ei recent s-au întors din Mexic. Să vedeți ce bronz are Cornelia Ștefănel. Și întrebarea la mine a apărut când l-a văzut pe Marcel. Marcel, tu tot ai fost la mare, că nu se vede bronzul. O familie frumoasă în această seară au revenit de pe continentul american. Sunt la vorbe bune. Ciao, salut, cum se zice mai? Saludos! Hola, amigos! Hola, amigos! Salut! Ia vezi acolo. Fetele mele din regie zic, mamă, Cornelia, parcă e umulată. Așa, toată lumea observă bronzul. Îmbrăcat în alb și știi, când ești îmbrăcat în alb, bronzul se evidențiază mai tare. Măi, dar tu iarna asta trebuie să îmi dezbrăcat mai mult, ca să se vadă bronzul. Nu trebuie. Am zic ceva, dar una dintre cele mai sincere sincere afirmații făcute acasă, de mătrie. Da. Păi, asta vreau să zic, dar... Tu ai dus-o la bronzat ca să o ai numai pentru tine. Da. Ia povestiți-ne, a fost foarte frumos din vacanța voastră. Ne-am bucurat, cel puțin eu chiar m-am bucurat când vă vedeam pe voi acolo, pentru că știu cât de mult munciți. Nu doar vă odihniți. Da. Păi bine, toată lumea muncește, fiecare și are meseria lui. Noi am zis să ne facem așa un mic alint și imediat după Revelion să întâmpinăm anul nou în țările calde și a fost o vacanță pe care chiar ne-am dorit-o foarte mult și țin minte că Marcel spunea mai repede să mă vedă în Mexic, mai repede să mă vedă în Mexic, pentru că tot stătea și mungea în studio și au fost chiar foarte multe proiecte în decembrie. Și da, a fost o vacanță pe care cred că a venit atunci când aveam cel mai mult nevoie de ea. Când bateriile deja făceau piu, da, piu, da, da. Piu. Deci low battery, low battery. Deci nu mai erau. De cât timp ați pregătit această călătorie? Cam de jumătate de an, așa, ne-am pregătit, pentru că noi știam că perioada asta după Revelion o să avem un pic timp liber, da, și din timp ne-am pregătit împreună cu prietenii noștri din Dublin. Da, am văzut. Sunt prietenii voștri care v-ați întâlnit și în Paris? Nu. Sunt prietenii care organizează deja al treilea an Revelionul în Irlanda. Și, de fapt, din partea lor a venit această propunere și, evident, că am stat un pic la sfat, pentru că hotelul este doar pentru cupluri și atunci trebuia să vedem ce organizăm pentru Sânduța. Și ce ați organizat pentru Sânduța? Păi, Sânduța a fost la mare cu bunicii. Așa. A fost și ea la mare, da, s-a odihnit împreună cu bunicii, este și ea bronzată. Așa că toată lumea este împăcată. Da, e frumos acest lucru. Chiar a fost o experiență minunată. Ce ați mâncat deosebit acolo? Ați gustat ceva, ce au ei și ce n-avem noi, în afară de tequila? Tequila nu tare mult am gustat. Ei, da, dar știu că în Paris ați gustat. Nu, cu toți, dar restul am gustat. Adevărul că tequila este foarte diferită, cum și la noi sunt vinuri diferite și după gust. Și noi chiar am găsit o tequila care ne-a dat pe gustul nostru și am stat cu ea mai nostru, mult în bazin. Da. Dar ce ține de produse limitare, noi mai mult am mâncat produse de mare, pentru că acolo erau foarte mult și destule și cei ce la noi există și la noi, dar acolo când stă în fața ta, nu știu, cu toane, mult și adevărul că e foarte, foarte gustos și mai mult am stat pe produse de mare. Așa. Ce ați mai făcut în această vacanță? Ori somn, mâncare și iar somn. Nu, a fost... A fost o vacanță activă? A fost. Ce ați mai făcut? Am mers la piramida din Yucatan, care toată lumea o știe și că emoțiile sunt deosebite atunci când îți dai seama că calci pe un pământ unde mii de ani în urmă a fost o civilizație care, de fapt, era foarte deșteaptă și chiar, nu știu, emoțiile sunt deosebite, nici cuvinte nu găsesc, pentru că stăteam acolo și te alimentezi de la ceea ce vezi, în jurul tău. Este foarte frumos. Yucatan, am prins și o perioadă așa mai... ploioasă un pic, de fapt, a fost și noi am zis că, ca să nu ne enervăm că nu prinde mult soare, hai să călătorim un pic. Să facem ceva. Da. Câte bagaje ați adus înapoi în Moldova? Minus unu. Cum minus unu? Ați pierdut? Da. Bagajul meu s-a pierdut. Spun ce zic, maghinea meu era, pentru că deja am
Ai pătimit atinte. Ce era? Băi, dar oricum te-ai fotografiat în toate, nu? Da, dar păi le vreau înapoi acasă. Dar ce folos, oricum nu mai faci poză cu ele. Da, des ce zice bărbatul și eu tot sunt de acord. El știe deja foarte bine. Băi, da, am ce îmbrăca, n-asta am fost. No, păi, dar unde s-a pierdut? În ce aeroport ai pierdut? Noi am avut un zbor cu escală. Și atunci când am zburat Cancun, Londra, Dublin, am ajuns în Dublin și valizele tuturor erau și valiza mea nu era. Dar aveam feeling-ul ăsta, eu am o intuiție foarte bine dezvoltată. Și eu, inițial, când am dat valiza în Cancun, m-am uitat la ea, parcă am văzut-o pentru ultima dată, sincer îți spun. Și zic cu mătrilor, mi se pare mie că ceva nu o să fie regulă cu valiza. Ei, stai liniștită, tot ochi, ce prima dată zbură a mei. Nici o problemă nu o să fie. Când ajungem în Dublin și eu văd toate valizele vin și gata, nu mai vine nicio valiză și a mea nu-i. Și zic, cum? Cum așa, de cea mea? Măi, bine că valiza cu darurile pentru cea mică nu s-a pierdut. Ea a rămas la loc de cinste în Dublin, la casa cu mătrilor noștri. Bine, acum trebuie să recunosc că am fost telefonată și mi s-a raportat faptul că valiza a fost văzută ultima dată în aeroportul din Londra și se face tot posibilul ca în scurt timp să ajungă la destinație. O să mai călătorească la destinația Moldova Chișinău, dar vedem. Hai să vedem în aceste momente cum despachetează Sanduța cadourile, pentru că îi place la nebunie să facă acest lucru. Frumos? Și la treilea cadou. La treilea cadou, hai să vedem. Wow, câte multe cadouri. Mulțumesc? Da. Vezi litera A, Alexandra? Da. Ia, litera A. Da, frumos. Să vedem ce mai avem aici. Ceva straș. What? Dar ce e asta? Doamne, iartă-mă! Dar unde mai sunt cadouri? Păi ți-au plăcut acestea? Da? Mai caut. Cred că sunt sub braț. Doamne, iartă-mă, după perdică nu-i niciun cadou! Cum așa? Da, da. Ce fani e! O solicitare ca toate cadourile care noi le aducem să fie în diferite camere. Și ea să intre cu ochii închiși și să vadă sânere de fiecare cadou în parte. Place adrenalină! Femeie! Știu că a fost alături de voi pe scenă. Cel puțin în culise pe scenă a fost. Dar nu e prima dată când Sanduța merge cu voi pe la evenimente, nu? Dar asta fiind un concert de familie, a fost acolo. Da, bine, eu am fost la un spectacol în Glodieni, am avut cu... Orchestra Fluieraș, prima dată, și atunci i s-a dat microfonul fără fir drept, că nu e strașnic. Și au stat lângă mami și au cântat și s-au închinat la urmă. Mama nu a primit, dar eu a primit. Da. Și acum, bineînțeles că a fost un pic mai serios, ea deja a cântat cu mami împreună, a dansat cu baletul Teodor și cu formația Etnă Republică, a cântat împreună și cu Fluieraș, adică a fost o premieră foarte... Nu a avut emoții. Absolut, deloc. Era foarte responsabilă, mergea la repetiții, ea spunea, mami, uite, trebuie să mănânc o oră înainte de a ieși în scenă, pentru că dacă o să mănânc înainte de a ieși în scenă, nu o să pot dansa bine și nu o să pot cânta bine. Și eu zic, da, Alexandra, așa e, ai dreptate. Și foarte matur se comportă și, de fapt, bine, este un copil deja care citește, scrie, este foarte, foarte dezvoltată și nu ne-a mirat foarte tare atunci când am văzut atitudinea ei profesionistă față de ce face. Și asta este un lucru frumos pentru că așa va fi pe tot parcursul vieții și așa ne dorim să fie. Ne-am distrat astăzi foarte bine. Ca de obicei, da. Ca de obicei, da. Că aici venim și noi în loc de vorbit. Eu sper că asta ajunge și la voi. Și voi simțiți cei ce se întâmplă atunci când suntem la tine în emisiune și, de fapt, salutăm toți cei care ne privesc, salutăm toată echipa, pentru că aici se muncește
și muncesc mulți și noi ne bucurăm de fiecare dată să fim alături de voi. Și astăzi, nu degeaba ați venit îmbrăcați în Port Popular. Da. Urmează o melodie? Cea mai nouă melodie de muzică populară, Eu am locul meu sub soare, se numește. Logică, soarele din Cancun! Soarele e loc sub soare! Da, este... Păi soare și Moldova, așa că... Este o melodie scrisă de prietena și colega mea Mihaela Tabură și este înregistrat și aranjamentul realizat de Marcel Ștefăneț, Edgar Ștefăneț și Orchestra Fluieraș. Să ascultăm! Da, melodie! Așa, fiecare avem un loc sub soare, trebuie să muncim și să merităm acel loc, să lăsăm urme frumoase în urmă, să ne creștem copiii frumos așa cum o fac și ei. Și acum vă lăsăm să ascultați cea mai nouă melodie a acestui cuplu, acestei familii frumoase. Soare, lai, lai, la, la, cum îl are fiecare, la, lai, la, 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 și îmi văd viața mea, lai, lai, la, la, nu duc grijă altuia, la, lai, la, la, la. Omule, să nu faci rău. Soare, lai, lai, la, la, cum îl are fiecare, la, lai, la, 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 și îmi văd viața mea. Soare, lai, lai, la, la, cum îl are fiecare, la, lai, la, 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 și îmi văd viața mea.